Bun găsit! Elevii care au de susținut examenul de bacalaureat în acest an se pot înscrie la un program de pregătire care îi va ajuta să însușească mai bine materia predată în ultimii 3 ani. Universitatea de stat Aleco Ruso din Bălți îl pune la dispoziția tuturor elevilor din țară absolut gratuit. De ce au decis să dea o mână de ajutor elevilor și cum se va desfășura acest proces? Discutăm astăzi la Esențial cu Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitate didactică a Universității de Stat Aleco Ruso din Bălți, Victor Grigor, șef secția pentru educație, cultură și viață studențească, responsabil de programul de pregătire pentru BAC, și Evelina Marinescu, elevă în clasa 12-a, Colegiul Pedagogic Ion Creangă din Bălți. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bun găsit! Mulțumim pentru invitație. Cu mare drag, de fiecare dată vă așteptăm aici în studio. O să începem prompt cu întrebarea: de ce ați gândit acest program și anume să veniți în ajutor elevilor, viitorilor absolvenți și să le oferiți un program de pregătire pentru BAC? Știind faptul că un elev, da, are cumva la fiecare jumătate de an teste, pregătiri, exerciții, și la școală sunt, sau în liceu sunt foarte multe exerciții pe care le fac învățătorii, totuși ați gândit un curs diferit și vreau să ne deschideți parantezele. Universitatea de stat Aleco Ruso din Bălți este o universitate cu tradiții. Este una din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Republica Moldova și asta o spunem nu doar noi. În ratingul, în clasamentul care există, universitatea noastră este în top 4 cele mai bune universități din Republica Moldova. Desigur că rezultatele pe care le avem se datorează profesorilor noștri, absolvenților noștri și studenților. Și propunem o gamă largă de specialități, peste 37 programe de licență, peste 32 programe de master, programe de doctorat și inclusiv programe care țin de pregătirea profesorilor, a cadrelor didactice. Pregătim cadre didactice pentru toate disciplinele școlare, pentru gimnaziu, pentru liceu, istorie, educație civică, matematică, informatică, geografie, biologie, limbi moderne, limba română. Asta presupune că absolvenții noștri, la moment, lucrează în școlile, gimnaziile, liceele din Republica Moldova, preponderent în nordul Republicii Moldova. Și evident ne-am gândit că printr-un efort comun, împreună cu foștii noștri studenți, absolvenții noștri care acum lucrează în licee, împreună cu cadrele noastre didactice, am putea organiza cursuri care să vină în ajutorul elevilor, absolvenților. Evident că acest program nu vine să înlocuiască cei 3 ani de liceu. Deci nu vine să înlocuiască orele care sunt realizate zi de zi de profesorii care muncesc cu ei zi de zi. Dar este un suport suplimentar pentru a puncta anumite aspecte ce țin de examenul de bacalaureat, fiindcă prin efort comun, cu siguranță am putea realiza lucruri frumoase și am putea să-i ajutăm pe absolvenții de liceu să nu privească drept un stres acest examen, dar să-l privească ca ceva obișnuit, o evaluare de care ei vin și sunt foarte pregătiți deja. Nu este primul an când organizați acest program. Câtelea ani de experiență, să zic așa? În formatul care este organizat în prezent acest program, deja este la 3-a ediție, a fost lansat în anul 2021, dar vreau să menționez că, de fapt, aceste pregătiri pentru bacalaureat, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți le-a inițiat și mai devreme, doar că ele fiind organizate în format fizic, offline, da? Deci în sălile de curs a universității, dar aveau mai mult acces sau putea să vină cei din orașul Bălți, pentru că ne dăm seama, deplasarea din localitățile limitrofe creează un disconfort și nu toți au posibilitatea aceasta. Iar odată cu pandemia, iată că pandemia ne-a învățat niște lucruri și ne-a acomodat, dar și cu odată cu dezvoltarea
digitală, da, și tehnologiilor informaționale, a fost o necesitate de a da start acestui program. Desigur, digitalizarea ne-a ajutat în acest sens. Și atunci, chiar în anul 2021, era o nevoie foarte mare pentru a lansa acest program, fiind după o perioadă de învățământ preponderent online, elevii aveau nevoie de un sprijin în acest sens. Aveam aceste solicitări și din partea profesorilor pentru a ajuta, da, deci și cu forțele noastre, pe elevi ca să se pregătească la cele discipline obligatorii în funcție de profilul pe care ei îl studiază în liceu. Și iată că cu succes am ajuns la a treia ediție, în acest an cu aproximativ 2000 de elevi înscriși la cele trei discipline, limba română, istorie și matematică. Le-am ales pe aceste trei pentru că sunt obligatorii la profilul real și profilul uman. Și respectiv, iată că cu succes îl realizăm și în acest an. Săptămâna trecută, pe data de 15 februarie, a fost dat start primelor ore care au avut loc cu succes. Noi ne dorim ca elevii noștri să obțină rezultate bune la examen național de bacalaureat. Dorim să creștem rata de promovare a examenului de bacalaureat și, desigur, să creștem și mediile de admitere în universități a elevilor și iată că în acest sens Universitatea din Bălți își dorește să fie alături de absolvenții de liceu, să ajute cadrele didactice extraordinar de bune din licee, care, cum spunea și doamna prim-prorector, majoritatea tot sunt absolvenții ai universității noastre și în acest sens ne ajutăm reciproc și creăm un parteneriat frumos. Și susținerea examenelor de bacalaureat presupune că acești elevi își vor putea continua studiile, vor putea urma studii universitare. În felul acesta, șansele lor de a-și alege profesia dorită sunt mult mai mari. Și totodată este și o metodă de promovare a universității, pentru că uneori, iată, în perioada asta încă te gândești ce profesie, unde să mergi. Dar când cunoști un profesor, când vorbești, deja parcă te atașezi de el și lucrurile deja încep să se limpezească. Dar iată, la acest curs se pot înregistra tinerii, da, viitori absolvenți, sau mai pot veni și alții? Desigur că la acest program au acces toți doritorii și toți cei care au nevoie de aceste pregătiri pentru bacalaureat. Ori chiar și la aceste cursuri participă și profesori, da, din licee, pentru că în cadrul asemenea discuții, pregătiri, se pun în discuție, da, deci și niște subiecte care pot să aducă o noutate și pentru profesorii din școli, e ca un fel de formare continuă pentru cadre didactice, dar în același timp o pregătire foarte bună pentru elevi. Este deschis programul pentru toți doritorii și cei care au nevoie. Avem înscrieri din toată țara, deci am privit geografia celor înscriși și avem din toate centrele raionale a Republicii Moldova. Desigur, prevalează mai mult municipiul Bălți și raioanele din nordul țării, dar avem foarte mulți de la Chișinău, de la Cahul, Orhei, regiunea autonomă Găgăuzea și celelalte raioane. Ne bucurăm foarte mult și desigur, prin asemenea acțiuni, universitatea noastră ajunge să fie cunoscută de mai mulți tineri din țară. Este cunoscută prin aceste lecții de pregătire pentru BAC foarte bine pregătite, cu profesori extraordinari și foarte buni și desigur este și o, să spunem, o metodă foarte bună de a comunica tinerilor că în nordul Moldovei există o universitate, modernă, în același timp cu tradiții în a forma specialiști de înaltă valoare și calitate pentru economia țării și noi, desigur, le urăm succes la BAC și după să se gândească foarte bine la viitoarea lor profesie și poate că ne reîntâlnim în campusul universității. De altfel, cum o facem deja cu unii
Absolvenții acestui program, deja din edițiile anterioare, foarte mulți studenți ne întâlnesc în campus și ne salută spunându-ne că ne cunosc din cadrul acestui program și au rămas destul de mulțumiți. Chiar și în momentul când am dat în acest an start acestui program, mă uitam la distribuirile acestei informații și vedeam că foarte mulți elevi, absolvenți acestor cursuri din anii anteriori, foarte frumos vorbesc despre profesorii noștri și calitatea acestor ore. Era un feedback de asta. Exact, tiernic. Da, exact. Și noi le suntem recunoscători, noi suntem împliniți și mulțumiți de faptul că putem ajuta elevii. Este o experiență foarte frumoasă, întrucât, într-adevăr, la diferite specialități vin acei elevi care au participat și la aceste cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat și cel mai frumos este atunci când ei menționează că, datorită acestui curs, au reușit să susțină mai bine examenul respectiv și au note frumoase și asta ne bucură foarte mult. Noi înțelegem de fapt că nu toți cei care participă la aceste cursuri obligatoriu vor alege una din specialitățile pe care noi le propunem, dar o mare parte din ei într-adevăr se regăsesc aici la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți și atunci când noi observăm rezultatele acestor elevi deja devenit studenți, chiar ne simțim mândri, întrucât ei au devenit parte a familiei noastre, a familiei USAR și continuă deja să promoveze acele valori pe care le avem noi aici la universitate. Dar în același timp ne bucurăm foarte mult și pentru cei care au susținut bine examenul, fiind din diferite regiuni ale Republicii Moldova, pentru care este mai dificil de la Cahul, de exemplu, să vină la Bălți, dar în același timp au recunoștință întrucât față de profesorii noștri, întrucât primim mesaje de gratitudine chiar și după ce se încheie aceste cursuri de pregătire pentru examene. Vreau să vorbim la modul practic cu Evelina. Știu că deja ai participat, da, la primele lecții. Tu de ce ai decis să te înscrii la acest program? Eu consider că, indiferent de cunoștințele pe care le deținem, întotdeauna va fi un plus ca să umplem cumva lacunele pe care le avem și chiar să consolidăm ceea ce am dobândit până la momentul respectiv. De aceea consider, într-adevăr, acest program util, pentru că cuprinde mai multe direcții concomitent. Atât ceea ce ține de asimilarea cunoștințelor, cât și de conștientizarea competențelor necesare pentru susținerea acestui examen, dar și totodată pentru cunoștințele noastre de cultură generală. Ai emoții înainte de BAC? Desigur, ca și orice student. Care sunt temerile tale sau care sunt emoțiile pe care le trăiești? Sunt emoții de frică, chiar aș spune, dar consider că aceste emoții, anume ele, mă vor ajuta să parcurg acest drum trecând prin cât mai multe, voi acumula astfel cât mai multe mai multă experiență, mai multe abilități, capacități care mă vor ajuta să trec această încercare cu succes. La modul practic, ce se întâmplă la acest curs? Iată, tu te conectezi și ai putea să ne dai câteva exemple despre ce vă vorbesc profesorii în cadrul acestui curs? Cadrele didactice iau temele așa cum sunt în programa pentru BAC și realizează anumite prezentări, scheme, hărți, ca noi să înțelegem și să asimilăm aceste cunoștințe mai ușor. De asemenea, la finalul zilei, adică când deja la finalul acestei ore online, se realizează chiar lucrări practice asupra testelor. Mergem direct pe sarcini, cu explicații, chiar și cu exemple, ceea ce ne face anume să conștientizăm de ceea ce noi avem nevoie. Pentru că din câte mi-amintesc eu, că acum fac 20 de ani de când am dat și eu BAC-ul, erau mai multe exemple de teste pe care noi le realizam pe parcursul anului, iar la BAC nu știai care o să cadă, da? Dar cumva parcă le cunoșteam pe toate pe de rost și știam că dacă nimerești biletul X,
pe chipuite, dar știu și trebuie să scriu. Iată cum se întâmplă la modul practic acum pregătirea asta de BAC și dacă tot se trece iată prin astfel de teste, se explică cam ce și unde ar fi trebuit de scris, de atras atenție, da? Cum se întâmplă? Există un program pentru fiecare disciplină pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, programul pentru fiecare disciplină cu toate temele care sunt incluse în acest program și există două, trei variante de teste de exersare. De fapt, itemii care sunt fixați în aceste teste exact sunt așa formulați și la examenul de bacalaureat, așa încât elevul, absolventul, nu vede pentru prima dată o astfel de formulare a itemului. Iată, conținutul deja este în baza programului cu temele respective. Deci nu este acea practică care a fost cândva, atunci când, de exemplu, erau chiar întrebările concrete, itemii concreți, publicați în programe separate. Este un program general și câteva teste prin care elevii să înțeleagă care este structura unui test. Și iată, noi în cadrul acestor ore exact mergem pe acei itemi și tipurile de sarcini care sunt, aplicându-le pentru fiecare temă separat. În felul acesta, elevii au posibilitatea să exerseze o dată în plus. Cu cât ei vor cunoaște mai bine materia, cu cât vor stăpâni mai bine cunoștințele și abilitățile de a analiza documentele care sunt puse la dispoziție, cu atât vor fi mai puțin stresați la acest examen. Întrucât știind că ești bine pregătit, că ai trecut totul ce este fixat în program, cu siguranță stai liniștit că ceva din ceea ce ai învățat va fi inclus și în acest test. Și noi chiar îi încurajăm să depășească aceste emoții, fiindcă atunci când un elev este copleșit de emoții, uneori poate uita și ceea ce a știut. Și atunci își dă seama că după ce a ieșit de la examen, știam și acolo, și acolo știam cum ar fi corect. Dar iată, stresul i-a împiedicat ca să pună pe foaie un răspuns corect. De aceea noi încurajăm foarte calm să privească aceste teste și știind că au trecut programul, să se concentreze pe fiecare item, exersând anterior. De aceea noi și susținem elevii ca ei să aibă cât mai puține emoții, să se poată concentra pe temele care sunt fixate în aceste teste. Exact asta vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că am văzut că și dumneavoastră participați în acest curs și anume la tot ce ține de proba de istorie. Așa. Da? Dacă încurajați tinerii și le spuneți să lasă deoparte partea asta emoțională, stresul, gândurile negative, pentru că, cum n-ai da, starea psihologică câteodată poate să-ți joace festa și să fii cel mai bun pe parcursul anului, dar în momentul acela să te lași copleșit de emoții și să uiți totul. Așa este exact, de rând cu materia pe care o exersăm împreună cu elevii, îi încurajăm ca să fie calmi, cât mai puțin stres și să se concentreze pe itemii care îi au în față. Și chiar aici o să menționez că, într-adevăr, din foștii absolvenți de liceu care acum sunt studenții noștri, deseori ne menționează acest lucru că au primit o mare doză de încredere după ce au frecventat aceste cursuri și, într-adevăr, participarea cadrelor didactice din liceu la aceste ore. Pentru ei tot este o încurajare. Ei își văd și profesorii lor care vin împreună cu ei, vin și cu anumite sugestii, întrucât efortul nostru este unul comun și scopul nostru este unul comun. Noi ne dorim ca elevii să ajungă cât mai pregătiți la acest examen și să reușească să-l susțină, întrucât ei au muncit 3 ani de zile, cineva cu un efort mai mare, cineva cu un efort mai mic, dar 3 ani de zile au studiat mai amănunțit aceste unități de curs, aceste discipline, ne mai vorbim de pregătirea anterioară. De aceea, desigur, acest examen poate fi susținut cu ușurință, voință, dorință și, evident, muncă. Și atunci, cu siguranță, rezultatul va fi cel dorit. Poate chiar peste așteptările
elevilor, fiindcă noi discutăm în cadrul acestor ore, pe lângă faptul că trecem pe fiecare item, exersăm, discutăm și ascultăm întrebările, dar uneori și situațiile despre care ne vorbesc elevii și punctează anumite întrebări. Exact asta vreau să întreb, dacă ei au careva întrebări, da? Și dacă pot adresa întrebări și de ce ordin țin aceste întrebări. Desigur, iată, atunci când, de exemplu, am exersat un item, facem o mică recapitulare și în cazul dacă apar careva întrebări, le discutăm. Elevii vin cu întrebări foarte concrete care țin exact de structura testului și de formularea răspunsurilor. Unde ce informație pot să o folosească, întrucât se întâmplă situații în care elevul deține informația, are cunoștințele, dar când să structureze un răspuns, deci nu potrivește răspunsul cu întrebarea care este. Adică îi ajutăm ca în primul rând să înțeleagă foarte clar ce se cere de la ei, care este condiția, fiindcă odată ce ai înțeles condiția pe fiecare subiect, poți răspunde la întrebare. Și este adevărat că elevii sunt foarte activi. Deci atunci când noi le prezentăm și exersăm împreună cu ei, le arătăm diferite variante de răspunsuri care pot fi, ei vin cu unele precizări și asta chiar ne bucură. Întrucât înțelegem că ei nu pur și simplu se află partea cealaltă de ecran, dar ei participă activ la aceste ore. Noi, într-adevăr, vedem acest răspuns care vine din partea lor și înțelegem că partea cealaltă de ecran se află elevi care real își doresc să studieze, real își doresc să susțină acest examen prin muncă, deci ei nu refuză de a munci, fiindcă împreună cu noi de asemenea exersează. Și noi insistăm asupra faptului că aceste ore, ele sunt puține la număr, puține întâlniri avem, dar ele vin să consolideze, să pună niște accente, așa încât informația pe care ei deja o au, cunoștințele pe care ei deja le au, să le poată aplica pentru a rezolva aceste exerciții. Da, care este perioada în care se pot înscrie tinerii la acest program? Pentru că, cum spunea și doamna Pădureac, nu este unul imens, da, dar este de scurtă durată. Și cât durează această intervenție? Programul din acest an a fost dat start pe 15 februarie și va continua până pe 22 martie. Vorbim despre 5 întâlniri pentru fiecare disciplină în parte, în zile de joi și vineri. În zi de joi organizăm lecțiile pentru limba și, pentru matematică și istorie, iar în ziua de vineri la limba și literatura română. Lecțiile sunt cu începere de la orele 17:00, dar vreau să menționez că avem foarte multe solicitări, desigur și vom revizui probabil ordinea organizării pentru matematică și istorie, pentru că avem foarte mulți elevi înscriși de la profilul uman pentru lecția de matematică, care și-au ales, deci, disciplina la solicitare matematica și vor să participe atât la istorie, care este o disciplină obligatorie la BAC pentru cei la profilul uman, cât și deci să participe la lecția de matematică. Dar deocamdată rămâne acest program, 5 întâlniri pentru fiecare disciplină. Am ales și o perioadă foarte potrivită pentru elevi, pentru că în perioada martie sunt susținute acele teste pe deci eșantion și pretestările pentru bacalaureat și ei au nevoie în această perioadă de o susținere, de o încurajare, de o pregătire mai bună, dar nu excludem și posibilitatea organizării acestor pregătiri în luna aprilie, doar că ne gândim încă la formatul care va fi. Fiindcă chiar din prima oră elevii întreabă de ce doar câteva întâlniri, că poate este posibil cumva să fie mai multe întâlniri și însă și această întrebare deja ne provoacă un sentiment pozitiv, deoarece înțelegem că suntem utili și ne dăm seama că ceea ce facem, facem bine. Și în context, anul trecut, în cadrul acestor ore, exact tot au fost înainte de pretestări, am exersat diverse teme, am aplicat diverse teste și
una din teme chiar a fost la pretestare și elevii foarte bucuroși, așa că au fost punctate niște întrebări din itimii care au fost și la pretestare și ulterior, evident, așa a fost întâmplarea, că nu de fiecare dată se întâmplă așa, dar iată, anul trecut exact au fost subiecte la examenul de bacalaureat în aceste 5 întâlniri pe care le-am avut. Ar putea să nu se întâmple în fiecare an, dar însă și faptul că ei sunt pregătiți, văd structura acestui test, știu cum să combine informațiile așa încât să poată oferi un răspuns corect. Împreună cu profesorilor din liceu lucrează, împreună cu noi, așa încât să ajungă mai bine pregătiți la bacalaureat. Mă uitam acum cu invidie, pentru că noi nu am avut în generația noastră astfel de posibilități. Evelina, uite, tu ca fiind elev, cât de important este pentru tine să fii susținut în acest ultim drum parcurs până la BAC? Este foarte important pentru că acest document ține de studiile universitare pe care vreau în continuare să le fac și desigur la Universitatea de Stat Aleco Rusu. Și chiar tot în acest domeniu pedagogie, pentru că venind la colegiu mi-am dat seama și am luat cumva o decizie consecventă, am înțeles drumul direct pe care vreau să-l parcurg și astfel nu am avut așa dificultate de a fi sau indecizia pe care deseori apare. Și examenul oricum este cumva și o încercare pentru noi, chiar trebuie indiferent de dacă dorim să continuăm studiile sau nu, trebuie să vedem capacitățile noastre și să înțelegem că, într-adevăr, putem să trecem această încercare. Acest desigur al Evelinei, atunci când a spus desigur, voi alege Universitatea de Stat Aleco Rusu din Bălți, chiar ne stârnește un sentiment de mândrie și ne bucurăm că cei care ne cunosc ne aleg. Mă gândeam acum atunci când ai iată elevi conștienți, da? Iată, avem pe Evelina aici exemplu, care zice foarte, foarte clar, este un examen în care eu trebuie să-mi testez cunoștințele. Dacă am avea mai mulți elevi conștienți de asta, ar mai fi necesar să fie ei monitorizați cu lupa? Și aici vorbesc de acel stres când știu că stă camera, când este controlul ăsta reguros la intrare. Nu știu, pentru mine mi se pare o teroare, da? Să treci prin toate lucrurile astea. Pe de o parte. Pe de altă parte, da, trebuie să responsabilizezi un elev pentru că de asta și se numește examenul maturității. În mare parte ei se abstractizează așa deja. Și noi asta încercăm să-i convingem și în cadrul acestor ore. Atunci când tu ești bine pregătit, da? Te-ai pregătit timp de ani de zile, ai mai recapitulat totul, tu chiar vrei să demonstrezi și ție și celorlalți că tu reușești, că tu poți asta să o faci. Și ceea ce noi îi rugăm pe elevi este să se abstractizeze de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Este testul în față, sunt cunoștințele pe care ei le-au acumulat, este munca pe care ei au depus-o zi de zi și atunci foarte liniștit pot merge la acest examen. Corectitudinea contează foarte mult, fiindcă elevii care învață zi de zi, sunt bine pregătiți, ei vor să-și observe aceste diferențe. Cei care poate au depus un efort mai mic, ei înțeleg că au depus un efort mai mic și atunci rezultatele vor fi un pic mai altele, dar scopul de bază este să susțină acest examen, fiindcă treptat acești elevi se maturizează și atunci când el vine la facultate, chiar dacă a susținut examenul de bacalaureat pe o notă mai mică, pe o notă de 7-6, dar el începe să conștientizeze că a învăța este bine, că a fi un profesionist în domeniu este bine. Orice profesie o să-ți alegi, că e drept, că e economie, că este învățător de clasele primare sau profesor de o anumită disciplină sau administrație publică, orice. Dacă ești un profesionist, cu siguranță vei avea un loc de muncă bun, cu siguranță vei avea încredere în ziua de mâine, vei ști că vei fi căutat pe piața muncii.
Și universitatea chiar își diversifică oferta educațională așa încât să fie în ritm cu tot ce este nou. De aceea și zic, mulți absolvenți de liceu conștientizează această necesitate de a deveni foarte bun în profesie în primul, al doilea an de studii. Și atunci, faptul că el a reușit să susțină examenul de bacalaureat, el a obținut această șansă ca să meargă mai departe și să-și obțină profesia dorită. De aceea, nu întotdeauna faptul că elevul a obținut o notă mai slabă la bacalaureat presupune că el nu se poate reabilita în acest domeniu. Nu obligatoriu să-ți mărești nota aceea. Obligatoriu este deja să conștientizezi că poți fi foarte bun. Deci examenul de bacalaureat îți oferă această șansă ca să mergi mai departe, să faci studii și mai departe. Sunt și elevi extraordinar de buni care sunt cu 10 pe linie și atunci ei vin poate un pic mai liniștiți la acest examen. Important este să-și păstreze și acești elevi dorința de a învăța și atunci când vin și cei care sunt cu 10 pe linie la facultate să-și păstreze această dorință de a fi foarte buni. Fiindcă asta contează. Fiecare etapă își are aspectele sale și specificul său. Facultatea îi pregătește pentru profesia de viitor. Liceul îi pregătește ca elevii să aibă această posibilitate de a face următorul pas. Cât de frumos vorbiți! Da, Victor, am văzut pe fața ta că vrei să adaugi ceva. Legat de acest stres și monitorizare, așa, să spunem, în timpul examenelor de bacalaureat, eu am fost prima promoție când a fost implementat proiect cu camere de luat vederi la examen. A fost un stres probabil pentru noi ca primii fiind, dar ulterior am observat în rândul elevilor că este ceva acolo, nu știm, ne monitorizează sau nu, eu merg la examen, scriu cei ce cunosc și am ieșit de acolo crezând că voi susține cu bine acest examen. Cred că tinerii noștri au trecut o etapă și o perioadă destul de interesantă pentru a ieși de transformare și a modului de a gândi și de a percepe. Au conștientizat despre importanța acestor examene, nu doar ca niște pur și simplu niște examene teoretice, ci pentru ei este, cum spunea și Evelina, dovada tot ceea ce știi, o verificare a cunoștințelor și aptitudinilor tale pentru a cunoaște ce parcurs mai departe vei lua în viitoarea profesie, ce vei face cu viața. Și partea bună este că se respectă aceeași unitate de măsură, aceeași exact corectitudine, fiindcă într-o zonă, de exemplu, cineva ar avea posibilitatea să copieze, să folosească copiițele, undeva nu. Și atunci nu este corect. De aceea, faptul că nu se permite copierea la examenul de bacalaureat este o parte bună, întrucât a copia înseamnă a fura, în exact principiu. Și atunci are omul cunoștințe, se duce liniștit și susține și știe că va fi apreciat exact la fel ca și tot ceilalți. Se va afla în aceeași situație. Corectitudinea asta este mult apreciată de tineri și eu cred că și de părinții lor, întrucât ei înțeleg că nu va fi cumva favorizat cineva că uite va avea posibilitatea să copieze. Ei știu că sunt puși într-un fel în aceleași condiții. Doar diferențele vor fi făcute în dependență de faptul de a-și putea controla stresul, fiindcă mulți din ei, chiar dacă au învățat atâția ani, chiar sunt pregătiți pentru bacalaureat. Deci faptul de a controla acest stres și al doilea aspect, munca pe care au depus-o până la examen. Mai este așa și o mică nuanță, testul, că uneori poate fi o temă la care chiar ai atras atenția mai mult și atunci noi zicem, ei, a avut noroc cineva, că exact în test a fost o temă pe care a învățat-o foarte bine. Este și acest lucru. Dar în mare parte, dacă ai învățat din program, atunci, cu siguranță, sigur, liniștit, trebuie să mergi la acest examen. Așa este. Eu de fiecare dată mi-aduc aminte examenul de bacalaureat și anume la geografie, pentru că eu nu o să
Nu o să ascund, eram codașă la geografie, nu știu, nu se lipea de mine geografie, 11 ani, deci mă duceam la acest obiect cu un stres enorm. Dar când am ajuns în ciclu 0, eram deja la universitate și trebuia să susțin bacul, am văzut geografia altfel și l-am susținut bacalaureat pe 10. Deci pentru mine a fost așa un șoc, pentru că în ultimul an am reușit să cunosc geografia altfel și să fac examenul. Pentru mine era șocant că eu am putut da bacalaureat atât de bine și obiectele pe care, de exemplu, le posedam și știam că am învățat mult, cumva au fost mai codașe. Dar iată acest rezultat când tu te uiți acolo la sfârșit și zici, Doamne, chiar eu am putut să fac asta. Și totul cumva cred că vine de la sine la un moment dat. Și pe final vreau să le spunem celor de acasă care încă nu s-au înregistrat la acest curs, dar pentru că încă sunt locuri disponibile, cum o pot face și dacă costă. N-am zis, costă sau nu costă. Chiar mulțumesc pentru întrebare. Mi-a scăpat și mie acest lucru să-l menționez. Se pot înscrie sau, mai bine spus, au putut să se înscrie până pe data de 15 oricine care avea dorința de a frecventa aceste, sau de a se conecta la aceste lecții, absolut gratuit. Deci de menționat că aceste cursuri sunt puse la dispoziția elevilor și nu doar, absolut gratuit. Linkurile au fost deja făcute public pentru și ceilalți care nu au reușit să se înregistreze. Le pot găsi pe pagina de Facebook a universității, deci la prin ultimele postări pe care le-am făcut cu acest program. Vom face încă, deci vom reînnoi în fiecare săptămână acest lucru și elevii se pot conecta fără nicio dificultate la aceste ore absolut gratuit. Deci este pe pagina USARP, da? Pe Facebook, exact. Acolo, dacă intră, foarte ușor pot accesa pe acest exact. Link și să se conecteze, da? Nu este necesar pentru cei care încă nu s-au înregistrat să se înregistreze cumva, o pot direct accesa acum, și intra. Da? Adică chestia asta o mai pot face până pe 22 martie. Desigur, au apărut și întrebări că dacă s-au înregistrat, trebuie obligatoriu să participe la toate. Evident că nu, deci tinerii participă atunci când pot, când au nevoie și când doresc. Și când doresc, exact, așa că nu au nicio obligație față de Universitatea Alecu Ruso din Bălț. Noi, în schimb, ne obligăm să le oferim servicii de calitate. De ce ne-am gândit inițial să se înregistreze? Am vrut să ne dăm seama dacă, într-adevăr, și anul acesta, elevii de liceu își doresc aceste cursuri. De asta a fost lansată înregistrarea și ne-am dat seama că doritori sunt mult mai mulți decât anul precedent. Și atunci, dacă ne-am dat seama de necesitatea acestor cursuri, am zis link-urile să fie publice, așa încât să se poată conecta deja și cei care nu s-au înregistrat în timpul care a fost fixat. Avem un scop, comun și anume scopul de a reuși cu bine să susțină examenul de bacalaureat tot cei care și-au pus această dorință și au acest scop. Să fie cu Doamne ajută, succes vouă, răbdare în munca pe care o faceți, pentru că creați specialiști foarte necesari țării noastre. Ție, Evelina, succes la BAC, să-l iai cu brio, cum s-ar spune, și să-ți fie ușor de acum încolo să îmbrățișezi și o profesie, așa cum ai spus că vrei să fii și tu profesor. Să știe că profesorul este o meserie nobilă și închinăciune pentru toți învățătorii și profesorii acestei lumi, pentru că datorită lor creștem și ne dezvoltăm noi. Succese încă o dată și să ne revedem din nou tot aici, să vorbim despre succesele și reușitele USARB și despre tinerii minunați pe care îi avem aici în Bălți. Vă mulțumim foarte mult și noi avem un mesaj de gratitudine pentru dumneavoastră că ne-ați invitat la această emisiune
Și pentru toate cadrele didactice care muncesc zi de zi în gimnazii, în licee, nu doar din nordul Republicii Moldova, din toată Republica Moldova, întrucât munca lor se regăsește în rezultatele elevilor și rezultatele viitorilor studenți. Mulțumim tuturor celor care apreciază activitatea cadrelor didactice de la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți și Eveline, mult succes pe mai departe! Vă mulțumim foarte mult! Cu mare drag! Vă doresc o seară liniștită în continuare și să ne revedem din nou tot aici la Esențial. Pe curând!